În apropierea școlilor, între blocuri și în fața caselor din Orșova, sunt munți de deșeuri. Oamenii spun că mirosul a devenit insuportabil, iar gunoiul intrat în putrefacție este plin de rozătoare și viermi. De 3 luni ne-a luat. Da, de 3 luni ne-a luat gunoiul. Și avem parfum tot timpul, în fiecare zi parfum. Nu putem să stăm de miros de parfum. Aici, da. Lângă școală? Lângă școală, uite, iasă locatarii la o bancă, aici stau să miroase șobolani. Gunoaie, viermi, tot felul de gângăni. Groapa de gunoi cred că nu e așa, măcar aia știi că e o groapă. Dar noi suntem oameni, ne-am umplut de șobolani, ce să vă spun. Orșovenii nu înțeleg cum timp de 6 luni nicio autoritate din Mehedinți nu a fost în stare să stingă conflicturi dintre operatorul de salubritate și cei de la primărie. Un oraș care a fost orașul trandafirilor, acum a ajuns orașul gunoailor. De restul lumii suntem. Clocotez viermi, nu se poate, eu am 40 de ani și ceva și n-am văzut așa ceva cum e acum. E de groază, eu nu știu ce, nu se implică nimeni. Niciodată orașul nostru nu a fost așa. E groaznic, dar nu mai avem cuvinte, nu avem ce să facem, ne luptăm cu morile de vânt. Cei de la firma de salubritate și reprezentanții primăriei sunt în același punct ca în urmă cu 3 luni. Niciuna dintre părți nu pare dispusă să cedeze. A existat unele încercări de dezamorsare a conflictului prin majorarea tarifului, dar fără succes. Nu veți ridica gunoiul până nu se mărește de dat. Păi nu se poate, că nu are cum. Pe operator, pe cheltuare proprie, nu are cum să facă această colectare. Așteptăm ca autoritatea locală să se implice, să... Și noi ne putem apuca de salubritate, de reluarea activității în tot ce moment. Situația poate fi deblocată până la sfârșitul lunii ăstea dacă consilierii locali adoptă propunerile făcute din partea mea. Acelea cum că ar trebui să facem funcțional serviciul din cadrul Consiliului Local la un preț care la momentul ăsta, vă spun, este sub prețul practicat de operator. Conflictul dintre cele două părți a izbucnit în luna ianuarie, după ce statul a impus taxa pe deșeuri de 80 de lei și de atunci deșeurile au fost ridicate doar în scurte perioade la Orșova.